Administrația bazinală AP Prut Bârlad a emis avizul de funcționare pentru Spitalul Mobil de la Lețcani, dar nu și autorizația aferentă acestuia. Potrivit reprezentanților administrației, stația de epurare existentă la obiectivul Transagropolis nu a fost proiectată pentru a filtra apele uzate la o unitate medicală suport COVID. Folosirea sistemelor de vidanjare pentru îndepărtarea apelor uzate de la unitatea medicală nu poate reprezenta decât o variantă temporară. Singura soluție viabilă pe termen lung este racordarea instalațiilor de canalizare de la Spitalul Modular Suport COVID la stația de epurare din localitatea Dumești, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al administrației bazinale AP Prut Bârlad, Andreea Poienaru. În memoriul de prezentare a fost consemnată existența în incinta Transagropolis a unei stații de epurare mecanobiologice prevăzută pentru deservirea Spitalului Mobil COVID-19 din comuna Lescani. Această stație de epurare de pe amplasament nu poate asigura tratarea corespunzătoare a apelor uzate, ce pot fi infestate cu agenți patogeni, care vor rezulta de la Spitalul Mobil COVID, nefiind echipată corespunzător această stație, conform cerințelor specifice pentru epurarea apelor uzate spitalicești.